Bună seara și pacea Domnului tuturor! Fiți bineveniți la biserică și Dumnezeul mântuirii voastre să vă umple inima de pacea Lui. Amin. Aș dori să cântăm împreună și în felul acesta să marcăm seara aceasta de închinare. Cu imnul 120 spunem povestea iubirii. 120. Spunem povestea iubirii. Așa cum stăm, ne rugăm în Domnului. Tată bun care locuiești în ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru dragostea Ta și îți mulțumim că pe noi acești oameni ne-ai ajutat să punem un ceas deoparte, pe care să ți-l închinăm ție prin rugăciune, cântare și cuvânt. Primește mulțumirea noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește lauda pe care ți-o aducem prin cântare și umple-ți cuvântul tău de putere într-o a noastră mântuire. Îți mulțumim că ne asculți.
pacea ta să rămână cu noi, prin Iisus Hristos, Domnul, te rugăm. Amin. Dragii mei, fiți bineveniți la biserică. Dumnezeu să primească jertfa aceasta pe care o aducem, fiind aici, și noi să primim cuvântul Său. Amin. Suntem la a cincea întâlnire sub genericul Trupul nostru, ruina și restaurare, sau împăcați-vă cu Duhul Sfânt. Un subiect mai aparte cumva, probabil că mulți dintre noi socotim că nu ne este necesar. Pentru mine este unul dintre cele mai necesare subiecte și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a creat posibilitatea să îl vorbesc și cei care au nevoie de el să-l asculte. Vom asculta două piese în interpretarea grupului Agape, după care vom avea un moment despre viață, apoi din nou vom asculta un moment muzical și apoi vom avea mesajul din seara aceasta sub titlul Erosul în viața cu Duhul Sfânt. Vă doresc o seară frumoasă și Dumnezeu să fie cu voi. Amin.
despre viață. Sigur că, într-un fel sau altul, toți oamenii vorbim despre viață. Și toate interacțiunile care le avem unii cu alții sunt legate de viața noastră. Însă atunci când vrem să punctăm anumite părți ale vieții, rar se întâmplă ca să fim onești. În seara aceasta pun o întrebare din nou, la care încerc să-i răspund, care ne are în vedere cumva pe toți. Dacă vreunul din noi suntem corijenți la această întrebare sau a trecut trenul, încercați să reparați ce se poate, dacă se poate. Întrebarea sună în felul următor. Pe cine iertăm? Repet, pe cine iertăm? Din analiza mea este una dintre cele mai mari probleme ale existenței fiecărui individ pe pământul acesta și în mod special a fiecărui credincios din orice biserică. Sunt sunat de multe ori de către familii relativ tinere sau chiar mai în vârstă cu aceeași veche problemă. Vrem să divorțăm. Și încerc să vorbesc cu fiecare, să văd în ce măsură cuvintele mele ar avea vreun rost ca să-i ajute sau nu. Și una dintre întrebările firești care se nasc este, da, de ce vrei să divorțezi? Și dacă e el, înșiruie 10 motive pentru care vrea să divorțeze. Dacă e ea, aceeași chestie. Și următoarea întrebare pe care o pun, bun, și după ce divorțezi, ce vei face? Și de obicei, dacă e femeie, zice, nu mai întrebe bărbat toată viața, să nu mai aude așa ceva. Și eu zic, Doamnă, oprește-te și nu mai vorbi prostii, pentru că dacă vă dau agenda mea de câte femei au făcut declarația asta și toate smăritate a doua oară, o să iasă jenant. Să nu faceți declarații, chiar nu e necesar. Și după ce se tocește puțin discuția, da, sigur că, nu, probabil că o să vă refac și eu viața. Bine, și cu cine o să-ți refaci viața? Păi n-am acum pe nimeni în cap. Dar hai să vedem, să creăm așa o imagine, cam cu cine. Credeți că bărbatul cu care o să vă măritați va fi fecior? A, nu, nu se pune în discuție. Eu am 40 de ani și nu se mai găsesc un băiat de 45 de ani fecior. Și dacă e de 45 de ani și fecior, înseamnă că are ceva la diblă, deci nu e... Nu. Bun. Deci înseamnă că o să te căsătorești cu un bărbat care nu-i fecior. Sunteți de acord cu mine, da? Da. Bun. Și credeți că bărbatul ăla care o să fie, o să fie ușă de biserică sau a fost ușă de biserică? A, nu. Nu cred. Nu cred, da. Dar nu o să fie că ăsta o să mă respecte. Da, posibil. N-am nicio... Îndoială de chestia. Dar credeți că bărbatul ăla cu care visați să vă... ăla n-a făcut greșeli deloc? N-a... Ba, zice, cred că o fi făcut. Dar așa, dacă îi stimezi un pic, cu câte știi că o făcut bărbatul tău și câte te gândești că ar face ăla cu care urmează să te măriți, cum crezi? Bărbatul a făcut mai multe sau ăla a făcut mai multe într-o viață? Păi nu pot să-i estimez, îmi zice femeia. Dar totuși încercați așa să vedeți.
Păi, mă, totuși, dacă e de 45 de ani și e singur, sau divorțat, sau ce știu eu cum e, probabil că a făcut cam tot atâtea greșeli cât a făcut și frate meu, bărbatul meu. Și zic, doamnă, zic, mă puneți într-o situație foarte penibilă pe mine ca păstor. De ce? Păi zic, eu vă văd pe dumneavoastră să alegeți în a ierta o pușlama și a ierta pe bărbatul dumneavoastră. Pe ce criterii alegeți să iertați o pușlama și să nu vă iertați propriul bărbat? Și de obicei când pun întrebarea aceasta, se cam rupe firul. Și din cercetările mele am observat un lucru. Că noi oamenii, creștinii practicanți, avem o predispoziție de a ierta pe cine nu trebuie. Ești la școală, coleg de bancă cu cineva și este un scandal între tine și el. Și îndată te înfrățești cu alt coleg de clasă care face același lucru ca și colegul tău de bancă. Pe ăla îl ierți, deși n-ai avut niciodată probleme cu el, și pe ăsta nu. E foarte important în viața, ziceam că discutăm despre viață, e foarte important în viață să ierți pe cine trebuie. Dacă tu, ca bărbat, ești dispus să ierți pe soția semenului tău și pe nevastă ta nu, ești un fraier, ca să nu zic că ești chiar dobitoc. Dacă tu, ca femeie, ești dispusă să ierți pe bărbatul alteia și pe bărbatul tău nu, ești chiar îngrămădită. Pentru că iertarea asta nu are niciun rost, nu se întâlnește nici cu tine, nici cu nimeni. Nici cu nimeni. Dacă tu, ca tată și mamă, ești dispus să ierți copiii altuia și pe a tăi să-i strângi de gât, înseamnă că ți-ai pierdut sensul vieții. Dar n-ar fi mare scofală până aici. Lucrurile se încurcă sau devin severe când te interesează opinia lui Dumnezeu. Că El zice să ierți nu pe cei ce au greșit, ci pe cei care îți greșesc. Deci tu ierți de-a moaca. Pe lângă faptul că n-are nicio tangență cu tine, pierzi și bruma aceea de câștig, dacă am putea să o numim așa, printr-un act care n-are niciun fel de rost. Când vrei să-ți repari viața sau când vrei să-ți repari fericirea, lucrul acesta începe cu a ierta. Dar nu a ierta pe oricine, ci a ierta pe cel care îți greșește. Și dacă ai de ales într-un sac cu 7 găuri în care nu știi ce este și un sac tău cu 7 găuri în care știi ce este, pe ce criterii alegi sacul ăla cu 7 găuri în care nu știi ce este? Este numai o revărsare de răutate și un impuls strident negativ către Dumnezeu. Pe cine trebuie să iert? Răspunsul este simplu. Nu pe cei ce greșesc, ci pe cei ce îmi greșesc. Și dacă faci chestia asta, să vezi, n-ajungi nici la scandal, n-ajungi nici la divorț, dar ajungi să fii prețuit de Dumnezeu. Și ăsta e mare lucru. În consecință, dragii mei, vă recomand, dacă tot iertați, iertați pe cine trebuie. Și dacă așa veți trăi, veți fi oameni contemporani cu fericirea.
Dumnezeu să vă ajute. Amin. Bine, mă, nu două cânte ar trebui să cântați. Alegi cât am plătit, am înțeles. Bine, adică nu-i bine, dar na, asta e. Gabi, nu ne cânti o cântare cu chitară? Aici așa frumos, nu? Am înțeles. Numai când cânti cu chitară ești răcit, când cânti cu toți, nu. Vine, mă, Dumnezeu să vă ierte, ce să zic. Da. Amin, amin, dar nu știu dacă mă ascultă. Că El niciodată nu iartă ce nu trebuie, numai ce trebuie. Da. Bună seara tuturor, să aveți multă pace în inimile voastre și fiți bineveniți la biserică. Viața e uneori complicată, iar în momentul în care întâlnirea dintre ce dorești să faci și ce se așteaptă să faci nu este una reușită, viața devine și mai complicat. Cumva așa simt eu evangelizarea aceasta. Am avut așa senzația că aduc luna de pe cer. Și pe urmă am, nu știu,
așa simt eu că n-am adus nici potroace din baltă, știi? Da. Da. Ce să facem? Se mai întâmplă. Facem un pas mai departe în seara aceasta, dragii mei, și discutăm despre Duhul Sfânt. Am învățat mult despre Duhul Sfânt în biserică, despre revărsarea Lui în valoarea ploii timpurii și în valoarea ploii târzii. Și învățătura aceasta este foarte importantă pentru cei care își caută mântuirea. Am învățat mult despre Duhul Sfânt în valoarea darurilor pe care El le dă în biserică și în valoarea felului în care fiecare își folosește darul dat de Duhul Sfânt pentru ca să propășească Biserica lui Hristos. Învățătură semnificativă și care rămâne. Am învățat despre Duhul Sfânt în valoarea conturului Său, ca fiind o persoană a Dumnezeirii, fiind de aceeași natură și de aceeași substanță și de aceeași autoritate ca Tatăl și Fiul. Și lucrul acesta mi-a impus un anumit comportament când vorbiți despre Duhul Sfânt. Și lista poate continua cu lucrurile pe care le-am învățat despre Duhul Sfânt. Însă am observat că Biblia, când vorbește despre El în mod specific, vorbește despre El și trupul meu. Și lucrul acesta mi-a atras atenția. Și am fost obligat să mă opresc. La un moment dat am predat un curs la facultate de pneumatologie, adică dogma despre Duhul Sfânt. Și am avut așa despre mine opinia că am avut un curs foarte frumos. Și în toate tratatele dogmatice despre Duhul Sfânt pe care le-am consultat eu, mai ales în bisericile tradiționale, în Biserica Răsăriteană și Apuseană, respectiv ortodoxă și catolică, întotdeauna când se vorbește despre Duhul Sfânt, se vorbește despre tainele bisericii. Adică taina botezului, taina mirungerii, taina cununiei, taina preoției, taina Sfintei Împărtășanii, mă rog, lista poate continua, și întotdeauna se arată felul în care Duhul Sfânt participă în cadrul tainei pentru ca să se producă ceva dumnezeiesc. Și am rămas fascinat de învățăturile respective și mi-au plăcut. Însă, repet, când am citit pasajele din Biblie despre Duhul Sfânt, l-am găsit într-o relație foarte sudată cu o parte a existenței mele care este neglijată în teologie. Adică este vorba despre trupul meu. Și vă spuneam în seriile care au trecut, zice, nu știți că trupul acesta este al lui Dumnezeu? Și că El este templul lui Duhului Sfânt? Și că voi, adică trupurile acestea, nu sunt ale voastre, ci sunt ale Lui. Și dacă cineva, prin vreo metodă sau pe vreo, ce știu eu, prin vreo intenție, distruge trupul acesta, Dumnezeu îl va distruge. Adică e foarte radical. Și de la această sintagmă biblică am început să cercetez și să văd o parte, nu cred că voi epuiza subiectul, o parte din problemele trupului meu și ale trupului tău, pe care dacă nu le rezolvăm,
noi suntem în conflict cu Duhul Sfânt. Și a fi în conflict cu Duhul Sfânt, v-am spus aproape în fiecare seară, înseamnă trei lucruri fundamentale. Cine este în conflict cu Duhul Sfânt nu se poate ruga. Pentru că Scriptura spune așa, că te rogi prin Duhul Sfânt. Și spuneam, cine este în conflict cu Duhul Sfânt nu poate să aibă iertare. Pentru că Sfânta Scriptură spune că cine hulește, o supără în vreun fel pe Duhul Sfânt, nu îi se iartă nici în viacul acesta și nici în viacul viitor. Și nu în ultimul rând, dar important, cine este în conflict cu Duhul Sfânt nu poate să fie sigilat pentru mântuire. Și în fiecare seară v-am spus câte un lucru despre trup. Vi l-am spus nu pentru ca să ne simțim neconfortabili, ci vi l-am spus și mi l-am spus mie pentru ca să ne împăcăm cu Duhul Sfânt Dumnezeul. Și vă recomand să nu refuzați lucrul acesta, pentru că este unul acut de important. În seara aceasta facem un pas mai departe și așa cum spuneam, vorbim despre eros ca viață în Duhul Sfânt. Repet, eros ca viață în Duhul Sfânt. Am crescut în biserică și am auzit foarte multe predici și pe lângă toate acestea m-am și format ca teolog. Și după ce m-am format ca teolog, am fost foarte îndrăgostit de ideile înaintașilor mei. Am fost foarte îndrăgostit de învățăturile lor. Însă la un moment dat, nu știu cum sunt alții, am socotit la un moment dat că mi s-a terminat vârsta în care să adun. Și am zis, din momentul acesta al vârstei mele, am obligația să dau. Și când mi-am pus această problemă, mi-am pus și problema ce dau. Pentru că eu nu pot să dau ce mi-au dat înaintașii mei. Pentru că dacă dau ce mi-au dat înaintașii mei, înseamnă că sunt un copiator. Dar mai mult, trebuie să verific dacă ceea ce mi-au dat înaintașii mei este corect. Pentru că dacă nu-i corect ce mi-au dat înaintașii mei și oricum m-a afectat negativ pe mine și mai am și nemintoșenia să dau și la alții, nenorocesc și pe alții. Și atunci am decis într-un mod sălbatic și nesupravegheat de nimeni să citesc din nou textul Scripturii ca să văd ce vorbește Domnul. Dar lucrul acesta m-a dus în situații ciudate uneori. Eu recunosc asta. M-a pus în câte o lumină foarte nefavorabilă alteori. Și sufăr pentru asta. Însă sunt pus să aleg între ce stă scris și felul cum alții ar vrea să stea scris. Și dorința mea este să nu mă las de ce stă scris. În contextul subiectului din seara aceasta, a apărut în secolul trecut o carte, o teză de doctorat, de fapt, care vorbea despre dragoste, pe care au preluat-o toți creștinii, toate bisericile, și e consumată cartea aceasta ca și pâinea din cer. Eu însumi am consumat ideile acestei cărți. Și cartea aceasta vorbește despre dragoste. Și pleacă de la niște termeni grecești. În limba greacă, spune autorul, există trei termeni pentru dragoste. Eros, fileo și agape. Și face câte un discurs foarte interesant pe fiecare termen.
Și concluzia finală este că orice creștin trebuie să iubească cum iubea Iisus, agapeo, adică o dragoste fără interes, o dragoste care n-are în vedere sentimentul, ci mai mult inteligența. Și lista continuă. Toți ați mâncat porcăriile astea. Pentru că dacă te uiți în Scriptură, n-are nicio legătură Scriptura cu discursul acesta. Absolut niciuna. Chiar în limbajul lui Iisus Hristos, termenii sunt interschimbabili. Și nu vreau să supăr pe nimeni. Dar eu când îmi iubesc nevasta, n-am cum să o iubesc agapeo. Atunci înseamnă că ansamblez un șurub cu o piuliță. Ori eu nu sunt șurub și a nu-i piuliță, ci suntem ființe. Și în contextul evanghelizării pe care am început-o, am ajuns și în zona aceasta. Pentru că erosul, adică consumarea dansului erotic dintre soț și soție, este o chestie care ține de trup. Și dacă lucrul acesta nu-l fac, eu n-am probleme cu nevastă mea, poate că am și cu ea. Și n-am probleme cu bărbatul meu, poate că am și cu el. Dar dacă lucrul acesta nu mă responsabilizează, eu am probleme cu Duhul Sfânt, pentru că trupul acesta este templul Duhului Sfânt. Și nu există nicio realitate care se petrece la nivel trupesc care să nu fie legată strict de Duhul Sfânt. Iar dacă eu neglijez problema aceasta cu Duhul Sfânt, neglijez propria mea mântuire. Ca text de bază, am să citesc din Galateni, capitolul 5, versetul 16 și 17, unde există niște teze și niște antiteze pe care aș dori să le dezbatem în seara aceasta. Galateni, capitolul 5, versetul 16 și 17, spune în felul următor. Dar zic, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Și când citești un verset de felul acesta, sau mai bine zis, când îl auzi într-o predică, și când auzi ce ți se spune despre lucrul acesta, începi să te simți vinovat. Începi să te simți vinovat că ți-ai sărutat soția. Începi să te simți vinovat că ai avut relații intime cu ea în afară de atunci când ai avut copii. Pentru că asta e firea pământească. Și Biblia spune să trăiești după îndemnurile Duhului. Dar cine ți-a spus asta? Cine te-a învățat asta? Unde ai găsit în Scripturi scris lucrul acesta? Și am constatat, fie că vreți să credeți sau fie că nu, că învățătura aceasta este o învățătură demonică, nu-i biblică. Pentru că a umbla cârmuit de Duhul Sfânt sau a trăi umplut de Duhul Sfânt sau a viețui în contextul umplerii cu Duhul Sfânt înseamnă să fii un bărbat în casa ta atât de celebru încât nevastă, dar toată ziua și toată noaptea numai pe tine să te viseze. Și înseamnă să ai un comportament ca femeie atât de celebră, încât bărbatul tău la serviciu, la pe mașină, unde minune e,
numai la tine să se gândească. Păi asta înseamnă să fii cârmuit de Duhul. Pentru că atunci când Dumnezeu a decis să se reproducă pe sine într-un chip, a decis să fie bărbat și femeie puși împreună. Iar dacă Dumnezeu zice că asta e fire pământească, atunci înseamnă că ori minte aici, ori minte dincoace. Ori înseamnă că eu sunt îngust la creier și nu-mi dau seama ce înseamnă fire pământească. Fire pământească? N-are niciun fel de legătură cu templul meu, care se întâlnește cu templul ei și împreună zidim templul Duhului Sfânt. Este o obligație la fel de sfântă ca oricare alta din Scriptură. Iar cei care se sustrag de la ea, pe ce știu eu ce fel de învățături omenești, de fapt se sustrag de la lucrarea Duhului Sfânt. M-am săturat! Am 50 de ani și m-am săturat să-mi plângă oamenii pe SMS-uri, pe e-mail-uri, la telefon sau față în față, că li se prăbușește familia din cauza asta. M-am săturat. Și nu să știa toți că majoritatea sau o parte însemnată dintre oameni se resemnează. Dar resemnarea nu-i pocăință. Rămân șocat când întâlnesc femei de 26, de 30 de ani care îmi spun sau bărbați de vârsta asta, care îmi spun ce i-au învățat părinții în casă despre subiectul acesta. Părinți care merg la biserică și care le-a inoculat în cap că lucrul ăsta este rău, lucrul acesta este vinovat, lucrul acesta nu este de la Dumnezeu, lucrul acesta ține de carne, nu de duc, lucrul acesta este o mizerie și a ajuns femeia să se mărite și să nu se poată culca din pricina conștiinței cu bărbatul ei. Și să fie măritată de 2, de 5, de 7 sau de 10 ani și să fie fecioară măritată. Și asta este în bisericile noastre. Și ce vă spun, nu-s bancuri, sunt realități. De ce? Pentru că pe noi nu ne interesează nimic despre Duhul Sfânt. Trupul acesta este templul Duhului Sfânt și El a stabilit regulile, nu tu. Și în seara aceasta, dragii mei, aș dori să citesc câteva pasaje din Scripturi în care să creez un contrast ca să vedeți ce înseamnă fire pământească. Și apoi, dacă se poate, să vă aduc în preajma Duhului Sfânt, ca să vedeți ce înseamnă fire duhovnicească. Pentru ca cei care aveți de reparat ceva, să reparați dacă se mai poate. Pentru că spunea Homer, un mare învățat grec, că ura care se naște din iubire devine de 2-3 ori mai mare decât iubirea care a fost. Deci dacă eu iubesc pe cineva la nebunie și se întâmplă ca să ajung să-l urăsc, îl urăsc de 3 ori mai rău decât la nebunie. Din cauza aceasta, când în unele cazuri încerc să conciliez o familie de pocăiți care stă să se prăbușească, ai senzația că vorbești cu doi demoni. Nici unul nu se teme de Dumnezeu, nici unul nu se teme de sine, nici unul n-are nici înclin, nici în mânecă cu o opinie socială, nici unul n-are nimic cu bunul simț,
ai senzația că vorbești cu oameni demonizați. Nu există nimic! Există un singur lucru, așa să se întâmple. Dar știți de ce? Pentru că în prealabil, într-un mod sau altul, la capitolul acesta al întâlnirii dintre trupuri, fiecare și-a bătut joc de Duhul Sfânt. Și cine își bate joc de Duhul Sfânt, o cam pățește, ca să nu zic că o pățește rău. Câteva cuvinte despre firea pământească. În cartea Proverbelor, la capitolul 9, există ceva scris despre firea pământească în contextul discuției noastre din seara aceasta. Proverbe, capitolul 9. Citesc începând cu versetul 13. Ne interesează ceva mai încolo, dar să fim într-un context. Spune așa. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecători. La trecătorii care merg pe calea cea dreaptă. Și auziți ce strigă. Cine este prost, să vină aici. Iar celui fără minte îi zice, apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns e plăcută. Și omul fără minte se duce la apele furate și la pâinea luată pe ascuns. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt văile locuinței morților. Aș vrea să vă pun o întrebare. Abia apă e fire pământească sau abia apă furată e fire pământească? Cum simțiți? Sau hai să mai pun o întrebare. A mânca pâine e fire pământească sau a mânca pâine luată pe ascuns e fire pământească? Cum simțiți? Ai văzut? Nu că faci e fire pământească, ci cum, unde, cu cine, de ce? Asta este fire pământească. Și când zice acolo, umblați, dar cârmuiți de Duhul Sfânt. Umblați, dar umpluți de Duhul Sfânt. Asta n-are niciun fel de legătură cu relația dintre tine și soția ta, care trebuie să fie precară sau distrusă ca să rupi, să ciuntești mădularele trupului. Păi înseamnă că tu nu mai judeci. Iar când îți înveți copiii așa, înseamnă că îi înveți mai departe și pe ei să nu mai judece. Și atunci ei când scapă undeva la o apă furată, normal că zice că e Pepsi. Și când scapă la o pâine luată pe ascuns, normal că zice că e cozonac de Bruxelles. Și nebuna asta zice, proștilor, apele furate sunt mai dulci. Și proștii, adică eu și tu, știți ce facem? Credem. Și nebuna asta zice, pâinea luată pe ascuns, așa e de bună.
Și noi proștii credem. Dar asta n-ar fi nicio problemă la urma urmei. Problema știți care e? Că asta este păcat împotriva Duhului Sfânt. Și știți de unde se naște? De la indispoziția de a-mi da trupul soției mele și indispoziția ta de a-ți da trupul bărbatului tău. Și sigur, unul dintre noi de rușinea părinților, alții de rușinea colegilor locului de la muncă, alții de rușinea bisericii, ne resemnăm. Și ne ducem așa, scorojiți spre mormânt. Dar resemnarea nu-i pocăință. Și atunci e normal că unii abia așteaptă să vină Domnul Iisus Hristos ca să scape de nevastă. Sau alții abia așteaptă să vină Domnul Iisus Hristos ca să scape de soț. Dar stați liniștiți că în foc veți fi împreună. Da. Fire pământească nu este cea care a pus-o în tiparul tău când te-a creat Dumnezeu ca să te dăruiești nevestei tale și invers, ci fire pământească este prostia din capul tău prin care îți refuzi această favoare dumnezeiască și această datorie dumnezeiască. Primesc un telefon, bine, primesc cu sutele, nici mai pot să le mai amintesc, dar unul proaspăt de vreo 3 săptămâni, mă sună o doamnă, nu o cunosc, n-am văzut-o în viața mea, că ea s-a pocăit, bărbatul nu-i pocăit și că m-a găsit pe internet și că e necăjită tare, că o mustră conștiința, că nu știu ce și nu știu cum. Da, doamnă, fix, mai explicită. Mă rog. Iertați-mă, dar n-am cum să vorbesc altfel. Cum mustră conștiința că atunci când o ia bărbatul în brațe și ies în pat, se rostogolesc și câteodată ajunge ea deasupra și oare aia nu-i păcat împotriva lui Dumnezeu? Mă spune, femeie, tu ești nebună? Că pe ea așa a învățat-o maică să acasă. Eu știu ce te-a învățat maică-ta tu. Voi râdeți. Dar e de plâns. Adică îți vine să ieși pe drum și să urli. Și unii dintre voi râdeți, dar poate picați sub aceeași bardă. Fire pământească. Fire pământească înseamnă să furi. Și fire pământească înseamnă să iei pe ascuns. Și n-are niciun fel de legătură cu a nu fi călăuzit și umplut de Duhul Sfânt. Pentru că trupul acesta, cu ale lui, este templul Duhului Sfânt. Și zice aici, zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Adică nu deschideți ochii la ce se poate fura, ci faceți-vă datoria. Și totul este la superlativ și este sublim. Este sublim. Hai să mai facem un pas mai departe, că timpul ne înghesuie iarăși. În Proverbe, la capitolul 7, Dumnezeu poruncește să mai fie notate câteva cuvinte, sigur sunt multe, nu le putem citi pe toate, n-avem cum. Proverbe, capitolul 7, începând cu versetul 16, zice așa, mi-am împodobit patul cu învelitorii,
coașternut de pânzeturi din Egipt. Mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmierdări. Când citești pasajul acesta, este de la superlativ în sus. Are însă un cârlig. Am văzut un lucru pe care vi l-am mai spus. De ce te ungi cu aloie și cu smirnă când pleci de acasă, nu când vii? De ce? De ce ți aranjezi fața și părul și aliura și toate ți le faci așa, așa de sexy, de se opresc femeile sau bărbații și se uită după tine? De ce faci chestia asta când pleci, nu când vii? Pentru că așa făcea femeia asta de aici, ascultă aici. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt. Mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Hai să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu dezmierdări. De ce? Că bărbatul nu-mi acasă! Asta e fire pământească! Nu că vrea bărbatul să te țină nu știu cum și tu nu poți că te învăța măta nu știu ce. Asta e fire pământească. Te gătești la 4 ace tot timpul când te duci în mijlocul altor bărbați sau altor femei. Și când ești acasă nu te interesează deloc cum arăți. Și nici nu te interesează deloc a ce puți. Dar ai învățat tu că Erosul n-are nicio legătură cu Duhul Sfânt. Ai învățat tu de unde? Habar n-am de unde. Când Duhul Sfânt vine și spune, trupul ăsta al tău, comane, așa cum este el, cu ochi, cu urechi, conturat, cu toate mădularele lui, e templul meu, mă, tu știi asta? Și a respectat trupul acesta înseamnă să mă respecti pe mine. A neglijat trupul acesta înseamnă să mă neglijez pe mine, mă. Și dacă mă neglijez pe mine, nu ți se iartă niciodată. Vine un bărbat, nu contează de unde, nu pot să dau prea multe relații, ajunge la Târgu Mureș, la spital, primesc un telefon despre el și o rog pe soția mea să meargă la el, să-l vadă. Merge Lia și schimbă câteva cuvinte cu el, îi duce de mâncare, mă rog, și vine acasă, ea și zice, vai, săracul de el, dar de ce tu? N-am vorbit cu el nimic despre familia, nu știu nimic, dar așa după cum îl văd eu, cred că ăsta e un bărbat asuprit de nevastă. Ce se vede de pe el? După cum vorbește? Ce nu știu ce-i face acasă, dar zice, săracul de el. Da. Și-s pocăiți? Pentru că e bifase pe calendar, zice, nu, zice, săptămâna asta ai fost pe la mine, gata. Ne mai vedem pe 1 martie. Și ăla săracul stă, blastă-mă pe Dumnezeu, se gândește pe ce ești cu duhovnicia asta. Altul nu stă, altul se duce. Și după aia seri la jugulară, că ia uite la ce prostii face. Păi de ce le face? Care bărbat este așa de cretin să plece din patul unei femei care îi dăruiește tot?
Eu nu cred că există bărbați așa cretini, nici la Hollywood. Și invers. Dar jucați-vă, că așa vă învăța mama. Sau ce știu cine vă mai învățat. Și, mă rog, la unii nu plăznește că vă resemnați. Dar să știți că resemnații n-ajung în ceruri. Numai pocăiți ajung în ceruri. Și la nivelul acesta, cam trebuie să te pocăiești. Nu vezi că cele mai frumoase vorbe le ai când nu-i bărbatul lângă tine, ci sunt alții? Nu vezi că eleganța limbajului tău este fantastică când nu-i nevasta lângă tine, când sunt alte femei? Nu vezi că manierele de a sări și a pune apă în pahar sau de a curăța scamele, îți vin toate manierele astea atunci când este un alt bărbat lângă tine, nu bărbatul? Nu vezi că manierele de a săruta mâna și de a face ce știu eu ce cochetării din astea, imediat îți vin când este altă femeie, nu nevastă ta? Nu vezi că asta e fire pământească, nu ca aceste lucruri să le faci partenerului tău de viață? Și spune aici cuvântul, deci urmați cârmuiți de Duhul, pentru că El este gazda acestei colibi. Și coliba aceasta pe care a făcut-o Dumnezeu cu toate minunile ei, îi creează satisfacție Duhului Sfânt care locuiește în ea când ea este pe criteriile Lui. Pentru că nu cei castrați sunt duhovnicești, aceia sunt infirmi sau handicapați, ci duhovnicești sunt cei care sunt exact cum i-a făcut Dumnezeu. Tu crezi că e glumă, dar bisericile noastre se dărâmă. Și cum se zice în statisticile astea cu medicina, că 90% din boli sunt din cauza fumatului, alcoolului și mai nu știu ce, și a sedentarismului sau nu știu, sunt vreo 3 din astea, poate nu le-am nimerit chiar pe care trebuie. Așa e și asta, biserica aceasta moare 90% din cauza că noi nu suntem duhovnicești, ci suntem firești. Dragii mei oameni, bărbați și femei, luați în serios chestia asta. Poate când te duci printr-un magazin și te duci să-ți cumperi table, că ești bărbat și joci table, sau ce știu ce mai mine așa, și treci pe lângă ghereta aia unde se vinde lenjerie intimă de femei. Poate așa, sclipește ce ți-e prin casă și, bă, ia să-i cumpăr și eu chestia de-asta cu dantelă roșie, așa la mea. Să-mi vreau, mă, să văd și eu cum îi stă. Dacă nu te duce capul, pune pe unul care îl duce să-ți... Dacă o ții cu chilos din aia cu gumă până sub genunchi, normal că... Sunt niște lucruri care se întâmplă în casa ta. Sigur, te umflă râsul și zici că sunt indecent, dar astea țin de Duhul Sfânt. Astea sunt niște obligații dumnezeiești pe care le ai față de trupul tău și de trupul soției tale, care e trupul tău. E, frate, exagerezi. Eu văd, mă, ce exagerez. Dar și tu mă vezi și eu te văd pe drum după ce ne umblă ochii. Nu suntem îngrămădiți. Exagerezi numai când mă auzi vorbind de aici. Dar când stai și... numai așa te uiți acolo, nu exagerezi. Pentru că tu nu vrei să faci nimic ca să fie soția ta așa.
Și tu nu vrei să faci nimic ca să fie soțul tău așa. Știi de ce? Pentru că ești firesc. Aș mai citi un verset. Ai văzut ce valoare are erosul furat? Apele furate sunt mai dulci, pâinea luată mai pe ascuns e mai bună. Ai văzut ce valoare are erosul care e pentru alții? Doamne, ești ca un bibelou, ca un porțelan din ăla scump sau ca un safir, ești așa când te aranjezi distinsă, Doamne, așa, și ai scăpat din văgăuna casei tale, așa, și când te duci pe stradă, așa, calci, când ești acasă, așa calci de, știi tu cum calci, dar când ai ieșit de acasă, așa calci de, da. De ce? Da, e adevărat, îmi place, mă uit, dar asta înseamnă să fii duhovnicească? Nu. Să ai un suflet feminin duhovnicesc, să ai un suflet masculin duhovnicesc, înseamnă că această aliură să fie în casa ta, să-ți fie drag să le dai. În 1 Corinteni, la capitolul 6, hai să mai citim ceva despre firea pământească. 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 18, zice așa. Citeți de la versetul 17. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu El. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Adică împotriva cui? Cui? Păi și ce mă întrebați toată ziua că ce e păcat împotriva Duhului Sfânt? Și așteptați tot felul de teorii că înseamnă să te refuzi, să te refuzi, să te refuzi până când mori și tot felul de baliverne și de... Păi uite cât de curat scrie! Uite cât de clar scrie! Ca pentru proști! Feriți-vă să faceți asta! Pentru că oricine face asta păcătuiește împotriva trupului său. Și dacă trupul acesta al meu este templul Duhului Sfânt, eu înseamnă că păcătuiesc împotriva Duhului Sfânt. Na, ce definiție mai vrei? Nu se pune în discuție dacă ești curigent la treaba asta sau nu. Poate că ești. Se pune problema dacă vrei să te împaci cu Duhul Sfânt. Că dacă vrei să te împaci cu Duhul Sfânt, e un lucru mare. Înseamnă că ai prins deja gustul eternității. Și se poate. De asta a murit Hristos. De asta te caută Hristos. De asta ți l-a lăsat pe Duhul Sfânt Dumnezeul pentru viața ta, pentru viața copiilor tăi și pentru viața copiilor, copiilor, copiilor tăi. Ca să înțelegi că din tot ce înseamnă plăcerea acestui trup, ea este firească atunci când e furată, e jefuită. Ea este firească atunci când este oferită ilicit. Și ea este firească atunci când este împotriva Duhului care este în tine. În celelalte condiții, ea este o obligație duhovnicească de care trebuie să te achiți ochi. Mă sună un bărbat de undeva din lumea asta, nu contează de unde. Și pacea Domnului, frate, cum am pacea Domnului, am ascultat predicile dumneavoastră, fiecare așa își începe discursul, sunt încântat, cu ce vă pot sluji, mă rog. Am o problemă, ce problemă aveți? Păi de 2 ani de zile nu mă mai lasă nevastă mea și copiii să stau cu ei. Cum nu te mai lasă să stai cu ei? Nu mă mai lasă, eu dorm la mama și ei dorm în casa noastră. Și? Păi și odată la
duminica vine nevastă-mea pe la mine și atunci avem un pic de viață intimă și apoi pleacă și gata. Că am citit eu, că zicea Luther, că maxim de 2 ori pe săptămână. Și am terminat. Zic, bă, nu știu cine e Luther ăsta al tău și ce-i cu el. Dar tu ai probleme grave de gândire. Nu, nu, că așa a zis Luther. Păi tu de ce îmi dai și mie telefon, că nu-s Luther. Păi da, dar nevastă-mea tot umblă cu un... Nu pot să zic profesia, că după aia cine știe ce mai iese. Umblă cu unul așa și cu unul așa. Nu cred că au făcut ceva, dar tot cu ei e. Păi de-aia că zic, tu ești cu Luther. Tu stai cu Luther, că atunci aia, femeia se descurcă dacă tu ești cu Luther. Că dacă e odată pe săptămână, sunt 30 și nu știu câte săptămâni pe an și așa, și e de trei așa și deja e gata. Sigur că e gata. Zic, cum să nu? E gata, s-a terminat. Și dragii mei, noi am ajuns să-L facem pe Dumnezeu prost. Dacă o fi într-o zi în care îți spune nu știu care Luther că trebuie să respiri numai o dată la 6 minute, tu nu o să mai tragi aer. Că faci păcat, că îți umfli plămânul cu aer. Și au zis Luther că numai o dată la 6 minute te ții și dacă mai apuci la 6 minute îți mai faci o dată, mai faci, dacă nu ți-ai dat ochii pe spate și zero zvilac, s-a terminat. Că așa ți-o zis Luther, nu? Stai, mă, omule, mă. Păi pe tine te interesează Dumnezeu ce a făcut? Da. Zice, umblați cârmuiți de Duhul. Adică fiți oameni duhovnicești. Nu împliniți poftele firii, care vă învață să luați de ce aveți nevoie, furând, nu drept. Vă învață să luați de ce aveți nevoie pentru alții, nu pentru cei ce au dreptul. Umblați cârmuiți de Duhul, adică fiți duhovnicești. Adică nu luați hotărâri împotriva Sfântului Duh care locuiește în templul, adică în trupul vostru. Da. Vine cineva la mine să se plângă, un frate adventist, și îmi spune ce necaz este el cu soția lui, are 3 copii sau 2, nu știu câți are, mă rog, nu e important asta. Și îmi zice ce să fac. Și zic, omule, te iei și te duci acasă, intri în casă și nu mai pleci din casă. Păi tu acolo ești soț, tată, nu mai pleci din casă. Păi zice, am încercat odată așa și o ieși rău. Păi zic, cum? Păi zice, m-a chemat pastorul. Păi și ce dacă de cum? M-a chemat pastorul și mi-a spus să încetez, că l-a sunat soția mea, că vreau să o violez. Chiar, mă? Bă, zic eu, dacă eram acolo, te dezlegam să-i dai una în cap la pastorul ăla. Adică tu-ți violezi nevasta. Auzi? Ce-a ajuns societatea contemporană și ce-am ajuns noi slujitorii Domnului? După împuțiturile vechi lumii acesteia, că bărbatul sună repede la 112 că nevasta vrea să-l violeze, el este o soție. Sau soția sună repede la 1 la protecție, că săriți că bărbatul meu vrea să mă violeze. Păi vă dați seama ce am ajuns? Nici câinii n-au coborât așa de jos. În câteva cuvinte, aș vrea să vă spun ce înseamnă fire duhovnicească. Sigur că va fi foarte neașteptat de către voi să vă citeți din Scriptură așa ceva.
Iubire duhovnicească, dragii mei, înseamnă următorul lucru. O femeie are o fire duhovnicească când zice următoarele cuvinte. Sau reformulez, o femeie este călăuzită de Duhul Sfânt când zice următoarele cuvinte. Scoală-te, crivățule, vino vântule de miază zi, suflați peste trupul meu ca să picure mirosurile din el, să intre iubitul meu în grădina lui și să mănânce din roadele ei alese. Asta înseamnă să fii femeie duhovnicească. Da, am citit din Scriptură. Asta înseamnă să fii o femeie călăuzită de Duhul Sfânt. Să strigi ca o nebună, să bată vântul și să scuture din trupul meu tot parfumul care l-am pus pe el și bărbatul meu, ca un nebun, să se înfrupte din fructele trupului meu alese. Unde sunt femeile astea? A, te pui pe genunchi cu broboadă în cap și plângi și te vezi de treabă. Astea sunt baliverne din ala, cucuieții din deal. Vrei să fie rugăciune viața ta? Dăruiește-te bărbatului tău ca într-o nebunie. Asta înseamnă pocăință. Și majoritatea familiilor pocăite, practicanți, se sparg pe capete și se dărâmă din cauza asta. Că la fiecare vine câte un șurub în cap cu invenții absolut nebiblice. Duhovnicesc, ce înseamnă duhovnicesc? Iau ce înseamnă duhovnicesc. Eu intru în grădina mea, sora mea, mireasa mea, îmi culeg smirna cu miresmele mele, îmi mănânc fagurul de miere cu mierea mea, îmi beau vinul cu laptele meu, mâncați, prieteni, beți și îmbătați-vă de dragoste. Unde-s bărbații ăștia? De ce ai învățat să dai lucrurile acestea numai după colți? Ca să pare acasă că e Sfântul Sisoie. Zice, ai, cum stă pe rugăciune câte 3 ceasuri, dragul de el, ce mântuit o să fie. Du-te, mă, vezi de treabă mântuit. Da. Unde-s bărbații ăștia? Asta înseamnă să umbli cârmuit de Duhul și să renunți la faptele firii. Nu? Unde-s oamenii aceștia? Intri în casa pocăiților inhibați cu niște duluri din ele așa, de gândești că ești bătuți de cineva așa, nu vezi un trup lejer, relaxat, cineva care l-a făcut Dumnezeu și i-a purtat de grijă ca templul lui să fie o desfătare. Unde e credința asta, oamenii mei? Și în schimbul la credința pe care o aveți, doar nu cumva credeți că vă dă cineva mântuire. Pentru că atitudinea voastră ostilă față de trupul acesta, atitudinea voastră batjocoritoare față de trupul acesta, atitudinea voastră de inhibare a tiparului pe care Dumnezeu l-a pus în trupul acesta, este o atitudine care îl scuipă în ochi pe Duhul Sfânt. Și care om care îl scuipă în ochi pe Duhul Sfânt va fi iertat? Care? Niciunul. Absolut nici unul. Dacă îmi dați voi, mai citesc un text și încheiem. 1 Corinteni 7:4. Auzi ce zice Dumnezeu aici? Ce... Sigur, sunt atâtea lucruri de citit, dar mă rog, 1 Corinteni 7:4. Zice așa, nevasta
nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Pe studenții cu care am avut cumva un mai constant seminarii cu ei și cursuri și de toate și așa mai departe, și îl sun pe câte unul, măi, zic, am și eu ceva treabă, ai putea să mă ajuți? Și îmi răspunde el, frate Coma, nu pot că sunt în lucrare misionară. Voi nu știți ce înseamnă asta. Prima lucrare misionară pe care trebuie să o facă un bărbat este să-și fericească nevastă, din punctul de vedere al erosului. Și până nu stăim în lucrarea asta misionară, nu mai umbla cu cărți din casă în casă, că stă prost, că te vede câte o femeie și ce săracul, ce a suprit de nevastă. Și că n-are încotro, umblă cu cărți din casă în casă. Da. Da. Băi, din Scriptură am citit. A, dar nu, frate, așa de... Nu pot că... Nevastă mea postește și se roagă și e vlavioasă și așa, și așa, și așa. Ce e, mă? Păi, ce, știi cum scrie? N-ai voie, măi, n-ai voie. Dacă tu vrei să postești la Dumnezeu, de să mute munții, dacă nevastă ta nu vrea să postești, n-ai voie să postești, mă. Așa spune textul. Sau dacă tu, ca femeie, vrei să postești, că vai, mamă, ta e nu știu ce, mă, dacă bărbatul nu vrea să postești, n-ai voie să postești, măi, numai dacă te înțelegi împreună. Și dacă totuși o faci, nu-i slavă, ci e o cară. E batjocura adusă templului Duhului Sfânt. Și întreb, sigur, acum veți avea ce să vorbiți vreo 3-4 săptămâni, o lună, dar o să se prindă ceva de voi. Nimic. Erosul este parte a vieții în Duhul Sfânt. Și cine nu face asta, păcătuiește împotriva Duhului Sfânt. Și cine păcătuiește împotriva Duhului Sfânt, iertare e complicat să mai aibă. În final, erosul ca viață în Duhul Sfânt. Iubiții mei, renunțați la învățăturile păgâne. Ele sunt cele care ne-au despărțit trupul de suflet. Cei care sunteți tineri, căsătoriți, salvați-vă veșnicia, introducând erosul vostru în desfătarea Duhului Sfânt. Cei care sunteți necăsătoriți, fete și băieți, și urmează să vă căsătoriți, să nu uitați niciodată că a bucurat trupul tău în patul bărbatului tău sau a soției tale este ceva duhovnicesc, nu firesc. Și cine nu se achită de bucuria aceasta și de datoria aceasta este departe de Duhul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu minte, mint și eu. Și să vezi atunci cum casa ta capătă altă lumină. Păi, spunea ăștia mai deștepți ca mine, mă rog, nu pot să zic foarte multe lucruri pentru că sunteți atât de blocați încât n-am acces la voi. Din cauza asta trebuie să dau din astea de pe departe, că na, e ca și cum arunc nuci în perete și cad jos. Zicea, ăștia ce studiază arta și mai departe, au tot studiat să vadă de unde este aura aceea
care cumva încadrează ochii și o parte din pomeții obrajilor Giocondei. Pentru că aici spune că e genialitatea lui Michelangelo. Și s-a dat tot felul de explicații. Și unul a înaintat o teză foarte ciudată și au zis că femeia zămislea copil. Și de acolo i-a ieșit chestia asta. Nu știu dacă e drept, dar vă spun eu acum ceva ce e drept. Dacă ai fi bărbat acasă cum trebuie, nevastă ta n-ar trebui să se fardeze, așa de frumoasă ar pleca de acasă. Pentru că preluarea dragostei trupești din trupul tău îi schimbă aura feței. Și dacă n-ai, vă spun acum, deschide ochii să vezi. Mai mult de atât nu pot să zic nimic. În concluzie, împăcați-vă cu Duhul Sfânt, Dumnezeul, în contextul acestei serii. Cum? Luați erosul de unde l-ați aruncat și puneți-l în locul de cinste al vieții duhovnicești. Să vezi că toată casa este altfel. Toată viața este altfel. Și lăsați firea pământească să moară leșinată de foame. Nu mai fură, nu mai beți apă furată. Beți-o pe cea de-a voastră. Nu mai mâncați pâine pe ascuns. Mâncați-o pe cea de pe masa voastră. Și scuturați grădina ca să cadă toată frumusețea din ea în patul conjugal al casei voastre. De aici încol, Dumnezeu cu mila. Prin Iisus Hristos vă las ca un testimonis, sau ca o mărturie, sau ca un testament, această învățătură. Orice bărbat se sfințește dacă își dă trupul fără limite soției ei. Și orice femeie se sfințește dacă își dă trupul cu drag fără limite soțului ei. Acolo este corect templul Duhului Sfânt. Așa să vă ajute Dumnezeu pe cei care vă doriți. Amin. Ne ridicăm și luăm aminte la rugăciune. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, în numele Domnului Iisus îți mulțumim frumos pentru seara aceasta de la biserică și îți mulțumim frumos că am putut să citim din Scripturi. Ajută-ne, Doamne, să Te credem pe cuvânt. Și ajută-ne să credem că atât trupul masculin cât și cel feminin le-ai făcut frumoase. Și ajută-ne să credem că ele sunt temple ale Duhului Sfânt atunci când sunt trupuri cum le-ai făcut Tu. Ajută-ne, Doamne, să ne reconsiderăm poziția față de această bucurie și datorie în același timp și în plăcerea pe care ne-o dai Tu să putem, Doamne, să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne umple viața și în felul acesta să fim trăitori sub îndrumările Duhului Sfânt. Te lăudăm și dorim să rămâi cu noi prin Domnul Iisus Hristos acum și pentru toți vecii. Amin. Dragii mei, cu această rugăciune, slujba din seara aceasta s-a încheiat.
Personal vă mulțumesc că ați ales să petreceți ceasul acesta aici. Dacă, văzând felul în care decurg aceste conferințe, socotiți că vă pierdeți vremea, puteți să rămâneți acasă. Dacă, în schimb, veți dori ca să fiți împreună, eu vă aștept cu toată dragostea pentru mâine seară. La ora 7 veniți și chemați pe cei dragi pe care îi aveți la prelegerea. Lăsați la o parte amatorii și excroci. Repet, lăsați la o parte amatorii și excroci. Va fi un subiect foarte frumos, un pic mai fierbinte decât ăsta din seara aceasta. Vă aștept cu drag. Dacă veți primi telefoane să nu mai fiți prezenți, nu e niciun fel de problemă. Eu am să-mi țin slujba conștiincios până la ultima răsuflare. Domnul să fie cu voi și fetelor, când zic fetelor, mă refer la doamnele care au un bărbat acasă, faceți ce v-am spus eu și o să fie casa minunată. Dacă nu vreți asta, îndurați-vă necazurile cum le aveți și până acum. Bine, ascultăm un cântec, un cântec în interpretarea formației Agape, după care, cu dragostea lui Dumnezeu pentru seara aceasta, ne despărțim, repet, vă aștept cu toată dragostea mâine seară la ora 7.